Neapărat un studiu geotehnic realizat de către un inginer geolog pe teren, făcut in situ, cu cel puțin două tipuri de măsurători. Există penetrare dinamică cu conul și există uh, foraje specifice. Dar despre studiu geotehnic vorbim în alte materiale video, sunt deja pregătite. Iar din acest uh, studiu geotehnic, uh, care e un buletin de analize pentru pământ, în care se vede foarte clar din ce este realizat acest pământ, pentru că pământul conține argilă, praf, nisip pietriș, diverse alte tipuri de, de roci plus apă, se vede foarte clar care sunt capacitățile portante ale pământului respectiv, adică cât poate să țină el, ce greutăți poate să țină, cât de tare se deformează, care este așezarea și ordinea straturilor, cât de adânc trebuie să, te, să, să sapi și să fundezi, ținând cont de litologia de acolo. Și atunci, tot prin acest studiu geotehnic, tu poți să vezi foarte clar și dacă ai apă pe teren, pentru că asta înseamnă lucrări suplimentare de hidroizolare, poate să însemne lucrări de epuizment. Epuizment înseamnă că va trebui să bagi niște țevi să, cu niște pompe și să scoți apa de acolo pentru a putea face fundațiile. Asta înseamnă niște costuri în plus, se, întâmplă mai ales în, în orașe. Tot prin studiul geotehnic, în cazul în care ai vecini pe teren, prin respectivul studiu se fac și dezveliri la fundație, adică geologul vine și sapă în lateral fundațiilor ca să vadă casele respective la ce nivel au ajuns. Din acest motiv, s-ar putea să-ți vină la pachet și cerința de a face o expertiză tehnică pe casele respective care să spună starea actuală de rezistență în ipoteza în care tu trebuie să construiești în jurul lor. Chiar și dacă vorbim de terenuri în care nu ai vecinătăți, nu sunt în zona uh, centrală a orașelor, sunt poate la periferie sau sunt trasate sau sunt într-o zonă cu privirește uh, foarte faină. Ai foarte mare grijă pentru că pot exista cazuri, mai ales la terenuri înclinate sau la terenuri pe deal, în care pământul poate să fugă. Poate că te fură peisajul și zici, uai, ce curte fain am și sunt în pantă. Avem mai multe cazuri în birou în care, chiar aici, în Cluj, pe unul dintre dealuri, costa peste 80.000 de euro soluția de consolidare a terenului, pentru că în momentul în care pui greutate pe un teren, care terenul este ca o gelatină, ca o plasterină, dă să fugă. Și nu neapărat că îți fuge sus, ca alunecare, ci se poate rupe undeva în interiorul pământului. De asemenea, un geolog poate să vadă cu ochiul liber, el având ochiul format sau o poze din dronă, sau așa mai departe, dacă pe terenul respectiv, cumva, au avut loc alunecări de suprafață sau de adâncime, de exemplu, diverse văluriri, rupturi, contracții și așa mai departe. Deci, studiul geotehnic, respectiv acest buletin de analize foarte complex, îți arată, toate proprietățile pământului. Asta este un, un buletin, e un studiu care, de care vei avea nevoie atunci când vei construi, dar este bine să-l ai înainte de achiziția terenului, pentru că de multe ori am văzut cazuri în care s-au îngropat foarte mulți bani în terenuri înainte de a ieși cu casa din, din, de deasupra terenului. Am avut, de exemplu, cazuri în care erau 6-8 metri de gunoi pe terenul respectiv, pentru că era un teren în pantă în care, când s-au construit în zonele adiacente prin anii 2000, toate deșeurile de construcție au fost depozitate aici, au fost împinse pe acest teren și s-a nivelat. Proprietarul a văzut că are o platformă cu o priveliște foarte faină, 30.000 de euro mai târziu cu niște piloți și ziduri de sprijin, am putut să punem și casa pe teren. Sper că ți este util acest material video foarte scurt, ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube Mario Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfaturi Șofete în construcții pentru a putea construi mai bine.